Jocuri blestemate pe care nu ar trebui să le joci niciodată. Ritualul către lumea de apoi. Trebuie să încep noaptea, într-o cameră întunecată, în care se află o oglindă. Asigură-te că e întuneric complet în cameră. Ia o lumânare și pune-o undeva prin spatele camerei, dar nu o aprinde. Acum du-te să te culci. Ar trebui să te trezești după 2-3 ore, dar ai grijă să fie tot întuneric. Acum întoarce-te în camera în care te joci. Aprinde lumânarea, pune-te în fața oglinzii și pune-ți mâna pe ea. Acum uită-te în oglindă în ochii tăi. Respira adânc și nu-ți lua privirea de la tine. Dacă auzi voci sau reflecția din oglindă se schimbă, înseamnă că a mers. În acest moment poți vedea lumea cealaltă prin oglindă. Când vrei să închei jocul, respira în mod normal și închide-ți ochii pentru o clipă. Însă dacă tu tot auzi voci, înseamnă că ai rămas blocat în lumea de-apoi. Jocuri blestemate pe care nu ar trebui să le joci niciodată. Ritualul se numește Concentrează-te și îți va prezice modul în care vei muri. Jucătorul se așează pe podea cu ochii închiși și un prieten se așează în spatele lui. Prietenul trebuie să te lovească ușor pe spate, în timp ce spune Concentrează-te, concentrează-te, oamenii mor, copiii plâng, concentrează-te, concentrează-te. Acum prietenul trebuie să-ți atingă capul și să-ți spună acum ai fost lovit de un ciocan, apoi să te ciupească de ambele părți ale corpului și să zică acum ai fost înjunghiat, după te prinde de gât, te trage înapoi și te împinge puțin în timp ce zice acum ai fost spânzurat. În final, prietenul îți șoptește în ureche. Ești pe acoperișul unei clădiri, la margine, te simți amețit și cineva te împinge. Acum spune-i jucătorului să își deschidă ochii și să-ți spună ce culoare a văzut. Culoarea pe care a văzut-o va fi modul în care va muri. Jocuri blestemate pe care nu ar trebui să le joci niciodată. Jocul de cărți. În esență, îl provoci pe diavol la un joc de cărți. Ca să joci, îți trebuie o masă și două scaune. Alege orice joc de cărți vrei. Amestecă cărțile și împarte-le. Așează-te pe scaun și spune cu voce tare. Haide să ne jucăm. Acum trebuie să-ți joci mâna. Pentru rândul adversarului, trebuie să-i alegi tu o carte, fără să o vezi și să o joci. Dacă câștigi jocul de cărți, atunci vei câștiga tot restul vieții, orice joc de noroc pe care îl vei juca. Dar dacă pierzi, îți vei pierde sufletul și vei suferi în chin etern. Jocuri blestemate pe care nu ar trebui să le joci niciodată. Jocul se numește Cartea Roșie, iar prin acest ritual poți vorbi cu un spirit care îți va răspunde la orice întrebare. Ca să joci, ai nevoie de o carte cu coperta roșie, o lumânare și cel puțin un prieten. Mai întâi, puneți mâna pe carte, închideți ochii și spune Carte roșie, putem începe jocul? Acum cu ochii închiși, deschide cartea și puneți degetul pe un rând. Acela va fi răspunsul la întrebare și va trebui să-l interpretezi. Dacă răspunsul este afirmativ, poți pune orice întrebare vrei, iar spiritul îți va răspunde prin carte. Închide ochii, pune o întrebare, deschide cartea și pune-ți degetul pe un rând, iar acela va fi răspunsul la întrebarea ta. Ca să termini jocul, trebuie să spui, carte roșie, putem părăsi jocul? Și nu poți încheia jocul decât dacă toți jucătorii au primit aprobare de la carte. Jocuri blestemate pe care nu ar trebui să le joci niciodată. Ritualul se numește Vino aici, iar prin el poți invoca un spirit în casa ta. Trebuie să începi noaptea, cu toate luminile stinse. Alege o cameră în care vrei să începi și un loc în care să te poți ascunde. Aprinde o lumânare și plimbă-te prin cameră în timp ce repeți constant fraza Vino aici. Acum mergi prin celelalte camere din casa ta. Dar ai grijă, pentru că se poate să ai senzația că ceva te atinge sau poți auzi șoapte. Iar când acest lucru se întâmplă, du-te să te ascunzi repede, în locul ales de tine și nu ieși până când nu te simți în siguranță. Iar odată ce ai ieșit, trebuie să fii atent la întuneric. Pentru că tocmai ai chemat în casa ta ceva ce nu mai are de gând să plece.